Presa germană i-a dedicat un amplu articol critic președintelui Klaus Iohannis. Toate acestea la doar câteva săptămâni după ce nemții l-au onorat pe șeful statului cu cel mai mare premiu al Germaniei. Câștigătorul premiului Carol cel Mare pe căi greșite. Așa titrează presa germană articolul cu referire la președintele Klaus Iohannis. Acum un an totul părea foarte simplu. Înainte de alegerile parlamentare din decembrie 2020, președintele României Klaus Iohannis, care este oficial deasupra partidelor politice, a precizat că votul a vizat nimic mai puțin decât salvarea democrației și a statului de drept. Principalul său dușman era Partidul Social-Democrat sau PSD pe scurt. Iohannis a vorbit chiar despre un război care trebuia purtat împotriva PSD și împotriva clanurilor acestui partid, scriu jurnaliștii de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tot în cadrul acelui așa articol, președintele României este pus la zid pentru apropierea de adversarii săi corupți din trecut. Fostul șef al DNA este procurorul hotărât Laura Chioveși, care conduce de câteva luni noul parchet european, care urmărește utilizarea abuzivă a fondurilor UE. Dacă scepticii au dreptate, ultimele manevre ale lui Iohannis ar putea oferi în curând motive lui Chioveși pentru călătorii de serviciu în țara ei de origine, mai notează jurnaliștii de la Frankfurter Allgemeine Zeitung.